Amalia este pregătită, 12 zodii la număr, începem cu Berbecul. Neața, Amalia! Bună dimineața! Astăzi s-ar putea să aveți îndoieli în privința propriilor sentimente. Berbec, aranjează-te și ieși în lume în medii cât mai populate. Există șansa de a fi fermecat de cineva special. Dacă dragostea lipsește din viața ta, azi se poate rezolva cu bine și acest punct lipsă. Taur, nu este o zi bună pentru a susține examene sau proiecte și nici pentru călătorii. Puteți însă să petreceți momente plăcute în compania persoanei iubite și a celor tineri din familie. Gemeni, se anunță o perioadă în care ați putea avea parte de evenimente importante, în special acolo unde este vorba de bani. Lucrurile pot fi consolidate cu mai multă ușurință. Este momentul în care totul v-ar putea reuși. Rac, lucrurile merg ca la carte și ai toate motivele de bucurie când vezi ce bine se așează toate lucrurile la locul potrivit. Ești pe drumul cel mai sigur către o victorie de toată frumusețea. Leu, un prieten nu își respectă promisiunea făcută cu puțin timp în urmă, ceea ce vă irită peste măsură. Dacă veți da dovadă de înțelegere, veți evita o ceartă sau chiar ruperea legăturilor de prietenie. Fecioară, sunteți foarte muncitor și atent la fiecare detaliu, de o precizie absolut remarcabilă. Dacă veți lucra în echipă, veți reuși să impuneți ritmul dumneavoastră și celorlalți. Balanță, ești sensibil și ușor de impresionat. Ca atare, poți pica în plasa unei persoane care, sub masca bunelor intenții, ți-ar putea crea mari neplăceri. Deschide bine ochii și vezi punctele slabe din spatele aparențelor. Scorpion, în prima parte a zilei este posibil să aveți dificultăți de comunicare ce vă pot afecta relațiile sociale și sentimentale. Nu este momentul să începeți noi activități sau afaceri, oricât de tentante ar fi. Săgetător, experimentează azi încrederea totală, lasă-te complet în voia celui de lângă tine sau în voia sorții. Nu mai încerca să le controlezi tu pe toate. Aruncă-te în gol, convins că ai centura de siguranță. Capricorn, din cauza dificultăților de comunicare, este indicat să amânați întâlnirile programate pentru astăzi. De asemenea, nu este momentul să faceți investiții sau să cumpărați obiecte de valoare. Vărsător, întotdeauna apare soarele după furtună. Același sentiment îl vei avea și astăzi, ca după proba de încercare prin care ai trecut. Dintr-o dată, orizonturile se luminează, semn că niciodată nu trebuie să-ți torni cenușă în cap. Pești, nu este o zi favorabilă călătorilor în interes de afaceri. Șansele de a obține câștiguri financiare sunt mici, însă relațiile sentimentale pot fi excelente. Atât pentru moment, să aveți o dimineață cât mai frumoasă! Mulțumim tare mult!